seara ca așteptăm să se încheie tot procesul electoral și să vedem dacă toate cheile sunt așa cum au fost raportate în acest moment în secția de votare. Situația este în felul următor. 414 secții de votare. PSD-ul are, sper să știu că aici, 108.000 de voturi, 416, respectiv 62.29%. PNL-ul are 29.424, respectiv 16.91%. PMP-ul are 9.028 voturi, respectiv 5.19%. UDMR-ul 253 de voturi, respectiv 0.15%, iar ALDE 9.517, respectiv 5.47%. După socoteala noastră, în acest context, PSD-ul va să ia din prima mandate directe 7 deputați, dar rămâne să vedem dacă o să luăm din prima sau dacă o să luăm la distribuirea distribuirea 7 deputați. În ceea ce privește voturile pentru Senat, sper să și găsesc și aici. Pentru Senat, tot aceleași secții de votare numărate, PNL-ul are 31.652 de voturi, respectiv 17.47%, PSD-ul are 110.851, respectiv 61.19%, ALDE are 6.35, respectiv 11.51%, USR-ul are 4.76%, respectiv 8.631 de voturi, iar PMP-ul are 5.02%, respectiv 9.087 de voturi. În acest context, noi vorbim de două mandate pline pentru PSD la Senat și rămâne să vedem dacă la redistribuția națională în funcție de numărul de listuri pe toată țara putem să vedem și să avem și alte asemenea de lucru. Acestea sunt cifrele în acest moment, repet, cu 415 secții de votare numărate, 530 și rămâne să le vedem corectate pe cheie ca să cadă toate, să le verificăm pe cele care le-am prezentat să sperăm că nu este nicio greșeală pe el și rămâne să vedem și celelalte cifre, și celelalte localități din județul. Mai trebuie să mai spun că sunt introduse foarte, foarte multe secții de votare pe care vă aproape și ne așteptăm ca rezultatul secția de votare de ne așteptăm ca rezultatul pentru că este de pentru și ca procență de sfântă. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Pentru doamna Acuna, pe nivel național, să discutăm despre procent, la nivel național. La nivel național, după urmărare, PSD-ul a trecut de 45% cu era la exit, este la 47%, asta înseamnă cu tot ce vine din restul din alte partide care nu au reușit să intre în Parlamentul României, 51%, deci la ora actuală, PSD-ul poate să formeze singur. Pe surse avem numele primului ministru. Dojul a votat PSD, este clar. Și nu numai. Dojul a votat PSD și nu a susținut există o surpriză pe Craiova, USR, în special în secțiile din zona centrală, dar această surpriză nu este și la nivelul Dolșului, celorlalte localități, adică din județul Dolș, ne așteptăm ca procentele să scadă pe măsură ce vin și celelalte secții din județul. Da, în zona centrală, le-am făcut fațadele și s-a spus că am obținut capitale electorale. Domnul președinte, la ce oră sau în cât timp avem rezultate finale de la Dolj? Bine dimineața. A răspuns că nu avem electorat. Cât de repede avem, atunci le prezentăm. Dar e clar că pe data asta o să verificăm toate datele, pentru și cei anotori am văzut central sau în punctul de județean. În fiecare secție o să fie să și fie și cifrele toate exact. Și acolo noi avem toate inteligențe. Să verificăm dacă sunt așa, nu e să obiective așa.
obiective așa cum v-ați propus la începutul campaniei electorale? Este așteptat. După închiderea urnelor ați avut... Stabilit înainte de campanie, începutul campanii electorale, să avem un sănător și avem un sănător. Și am zis să avem 5-6 mandate și să avem în situația în care avem 6 mandate întregi, poate chiar 7 mandate întregi. Dacă nu avem 6 întregi, ne așteptăm ca așa să... La nivel de județ, după închiderea unor, ați avut reclamații, ați făcut reclamații, au fost probleme? Au fost niște probleme, mă, din hotării, l-am făcut la un respectiv SSZ și noi, probabil și alții, o chestiune pe la APIV, niște chestiune pe la DUNE, domnule, ca SSZ-urile noastre, următoare SSZ-urile pe deșteați, să fie de fiecare și instituțiile abilitate. În acest moment, sunteți mulțumiți de rezultat? Nu suntem natură să... Nu știu, nu știu.